Și încă unul, încă unul, șapte nuci. Șapte nuci. Și atunci, dublate șapte, fac 14. 14. Dacă ar fi fost 14, doar 14 nuci, ar fi însemnat, i-a oferit un jumătate din numărul de nuci din pungă și încă o nucă. Adică Dumnezeu putea să-mi zis cu 21? O secundă. Acea și încă o nucă... Era tot din jumătate. Aici e problema. I-a oferit unei colege jumătate din numărul de nuci din pungă și încă o nucă. Jumătate din pungă. Adică înseamnă plus nuca aceea era jumătate, nu? De jumătate din numărul de nuci din pungă și încă o nucă. Deci jumătatea din pungă ar fi anunțat că numărul nucilor din pungă era par. Și încă o nucă, dacă așa asta e tot din pungă sau nu, întrebare. Păi da, e tot din pungă, de unde oferă? Păi nu, dacă din prima jumătate. Păi, oricum dacă ar fi din prima jumătate. Sau din a doua. Deci avea o pungă cu nuci. Nu mai avea alte nuci, înțelegem noi. Deci dacă avea o pungă cu nuci, e clar că la nucile cele trebuie să ne referim. I-a oferit unei colegi jumătate din numărul nucilor din pungă și încă o nucă. Eu aș înțelege că încă o nucă asta o luată din cealaltă jumătate care a rămas lui. Da. Deci deodată în două și încă o nucă luând din ceea ce avea el. Acum, faptul că odată în două a rămas număr par aici și număr par în partea cealaltă. Dar dacă avea 22, să zic, dacă ar fi avut 22 de nuci, jumătatea ar fi 21 și 21, nu? Și în loc de cele jumătatea lui 22 înseamnă 11 și 11. Și din acealaltă mai... 10 plus 1. 10 și 1 i-o dat și mai dă încă una din cele 11. Faptul că îi dă încă una din cele 11 înseamnă că rămân un număr par, rămân 10 și jumătatea lor are sens. Jumătatea lui 10 are sens. Haideți, dragilor, că începem să înțelegem problema. Nu e deloc simplă. Atenție multă. Vino lângă mine. Vină lângă mine ca să putem judeca problema, că eu până acum m-am străduit să o înțeleg. Eu înțeles. Sumă-mă dacă tot ai înțeles-o. 20 ați mers foarte bine, dumneavoastră. Am mers 20. 20, da. 21. Deci dacă ar fi fost cu 20, când l-o dat în două, ar fi fost 10 și 10. Da. 20. Și am mai luat încă una din 10, cât ar fi rămas? 9. Și 9 nu le-i poate da înapoi. Nu, poate, nu le poate înjumătăți, nu poate da în două. Că-i rămân trei, nu? Nu, nu. Nu, acestea nu sunt parte. Sunt parte exact la doi. Deci trebuie să, după ce dau nuca, să rămână un număr par. Adică, eu trebuie să înțeleg așa, cum mi-au rămas trei. Încă trei au avut aici. Că o dată în două. Și cu una care a luat-o de aici, în total trei și cu trei, 6 și una 7. Deci jumătatea nu-i din 10, ci din 7. Și 7 și asta altă. Deci în pungă el a avut câte nuci? 14, înțeleg eu. Nu ți-e clar? Nu, băi. Foarte tare, foarte corect. Să știi că și eu în locul tău aș fi spus același lucru. Pentru că tu... Pentru că nu știu, ziceați să părțit în 23, ați dat 3. Trebuie să dați 4. De ce să dau 4? Pentru că 10 minus 1 va da 9. Și 5 și cu 4 va da 9. Nu, da, aici a fost un exemplu luat și care n-am corespundat de fapt. Uite,
Hai să luăm așa. El avea nu știu câte mâci, da? Da. Nu știu câte mâci. Un număr de mâci. Împărțim în două și el îi dă prietenii sau prietenului său jumătate. Și mai ia de aici încă o nucă. Pe care o dă, nu? O nucă pe care o dă peste jumătatea aceea. Dar de unde o ia? Din jumătatea lui de aici. Asta înseamnă că jumătatea asta, lipsându-i o nucă, el trebuie să rămână în număr par aici. Număr par. Din ce motiv? Ca să dea încă o dată în două. Ca să o dea o dată în două. Numai un număr par se poate da în două. Și când dă în două, îi rămân aici cât îi rămân lui rest? Trei. Trei? Și celelalte trei cu i-o dat? Altui prieten, parcă am spus, nu? Da. Deodată în celelalte trei. Acele trei, trei și cu trei, șase, și cu asta una fac șapte, una asta, deci fac șapte, care completează până aici. Deci din cine se compune jumătatea asta? Se compune din trei, încă o dată trei, încă o dată în două, și încă una asta. Deci se compune din trei, trei și unu. 3 și cu 3 și cu 1 egal cu 7 și cealaltă jumătate cât este? Tot 7. Tot 7. Chiar jumătate. Deci în final sunt 14 nuci. Care a fost șmecheria? Așa cum ai încercat tu să pornești de la sfârșit. Da, sunt 14 nuci. Da, nu merge? 14 și câte ai de la final? Care 3? Păi uite, aici am avut grijă. Uite, am avut grijă. Eu rămas astea trei. Pun pe astea trei care au rămas. Eu rămas lui după ciodată. Astea trei, da? Astea trei, da. Dacă au rămas astea trei, când au jumătățit pe asta, câte ar fi fost în partea asta altă? Încă trei. Da? Încă trei. Până aici. Trei și cu trei fac șase. Și mai vine cine? Mai vine încă una. Care a fost dată în plus. Colegii de sub. Așa. Deci s-a ajuns la jumătatea segmentului tot în trei, da? Deci e pus dintr-un 3, un 3 și un 1. Asta înseamnă 7 bucata asta de aici. Și nu tot 7 este și asta? Da, și 7 împărțirea de câte? Nu 7. 7 și cu 7? 14. Deci câte nu și spun eu că au fost în total? 14. Hai să facem proba să vedem dacă merge. Deci, 14 împărțit la 2, cât face? 7, da? 7 de la prietenului său și rămân lui 7. Dar, zice, și încă o nucă. De unde s-o dea? Tot din pungă. De 12 asta, câte au rămas acum când îi dă și încă o nucă? Câte rămân aici? Rămân 6. Că din 7, 7 și 7, lungă de o nucă, rămân 6. Cele șase, ci că le dăm două acum. Este, nu? Dăm două. Trei și trei. Și câte rămân? Trei. Și noi am făcut mersul înapoi acum problema asta. Am plecat de la trei care au rămas. Am adăugat. Încă trei, că-i jumătate. Am adunat și nu ca aceea care a dat-o. Am făcut față de jumătate. Da, față de jumătate. Și ne-am dus acolo. Ne-am dus spre problemă. Dar dacă ar fi spus autorul că au rămas 4, deci în loc de 3 nuci, deci facem acum pe scheletul ăsta, poate dar modificăm... Nu s-ar mai împărți. Să vedem. Da, da, deci dacă ar fi fost 4 nuci, da, ar fi rămas 4, da? Deci dacă gândim așa, în loc de 3, să fi rămas cât după toată operația asta. Ea a fost așa. Da. Am dat-o în două. Nu știu cât a fost, dar știu un singur lucru, că am mai luat o nucă de aici. Și asta de aici am dat-o în două. Și ne-a rămas 4. Da? Și am dat-o în două. Și acum e 4. Păi 4 același cu 4 face? 8. Și cu una asta care se lipește? 9. Asta e 9. Și 9 și cu 9? 18. 9 și cu 9 cealaltă care i-a dat-o prietenul său? 10 acolo. Deci 10? Pentru că ea una din
Nu, a venit până la jumătatea asta. Când la jumătatea asta, dacă a venit, a făcut 9. Cât să fie jumătatea asta? Tot 9. Că nu. Deci unul acela este luat din cealaltă jumătate. A venit o dată la și amândoi. Ca să muncim. Păi nu muncim amândoi. Amândoi. Că trebuie să înțelegem problema. De ce ai spus 9? De ce am pus 9? Au rămas 4, Marius. Păi, uite, da. 4 i-au rămas. Trebuie să insistăm mai mult. Vezi ce înseamnă? Ochiul vrea să participe și el la treaba asta. Da. Deci, înseamnă așa. Ce i-a dat colegii? I-a dat până aici. Da, până aici jumătatea. Și încă una, pun punctată. Una. Atunci, i-a rămas doar bucata asta. Bucata aceea. Da? Deci, i-a rămas doar bucata asta. Și că pe asta o dăm două. Dacă o dăm două, îi dă colegului său jumătatea asta. Aceea. Da? Și ce îi rămâne lui? Patru. Îi rămâne partea asta. Asta e cea care îi rămâne, da? Uite asta, punctat. Asta e restul. După ce o dat în două. Și e de patru asta. Păi dacă aia e patru... Dacă asta e patru, cealaltă cât e? Dacă e jumătate acolo. Tot patru. Tot patru. Patru și cu patru face 8. Și cu asta care se lipește ca să completeze jumătatea... Cu unu. Patru și cu patru, 8 și cu unu. No. Nouă. Și sigur, asta la altă cât îi rămâne? Că a fost jumătate. Asta e 9 și cealaltă cât îi rămâne să fie? Adică înainte, de ce? Deci tot 9 este. Tot 9. Da? Și 9 și cu 9 face... 8. Deci 18 înseamnă. Deci observ că putem face problema totdeauna plecând la sfârșit. Da? Totdeauna plecând la sfârșit. Dar dacă aș fi spus că rămân 5, te rog să gândești pe problema. Deci presupune că după ce a făcut toate operațiile, este în loc de 4. Eu rămas 5. Eu rămas 5. Cât avea la început? Câte nuci ar fi avut în pungă? Dacă ar fi fost 5. Cu voce vreau. 22. Corect. 22. Adică 5, cum ai gândit? 5 și 5. Și 1. Da? Hai să o fac aici în vecină. Deci, asta a fost. Am dat în două și i-am dat lui bucata asta și încă o nucă. Da? Și ce a rămas este asta, pe care dăm două și una este, ăsta e restul 5, și obligatoriu și cealaltă va fi tot 5, 5 cu 5, 10 și cu 1 face 11. Deci bucata asta este de 11. Și cealaltă va fi încă o dată 11, 11 și 11, este egal cu 22, da? 22. Dar dacă aș fi spus că îi dă jumătate plus 2 nuci. Deci îi dă jumătate plus 2 nuci și rămân tot 5. Dar îi dă 2 nuci. Da. 24. Deci ai fi spus... 5 cu 5, 10, 10 și cu 2, 12. 12 e jumătatea și încă o dată 12, 24. Da? Deci vezi cum anume trebuie văzută problema ca să mergem totdeauna de la sfârșit. Mai merg și mai fac o problemă. Spune așa. El avea o pungă cu nuci. După ce îi dă o treime din ele, deci dă o treime din ele primului prieten, deci el avea așa, cu număr de nuci. După ce îi dă o treime, ce înseamnă că îi dă o treime? Lui el. Împar pe ăsta în trei. Da. Îi dă o treime și o nucă. Îi dă o treime și o nucă. O treime și două nuci. Îi dă o treime și încă două nuci. Și câte rămâne? Deci îi dă o treime asta primului prieten și mai dă încă două nuci. Și câte rămâne? Ce rămâne? Ce rămâne lui?
De un alt, jumătate de un alt, un alt, unui alt prieten, jumătate. Păi și câte rămân? Și rămân 7 nuci. Deci asta de aici e 7 nuci. La a doua împărțim în două. Deci, dacă îi rămân 7 nuci, asta de aici, fiind o dată în două, e tot de 7 nuci. 7 și cu 7, 14. Și cu 2. 16. Și 16 astea, sunt două bucăți de astea. Vezi? Sunt două segmente de aceste 16. 3. Și dacă astea două sunt 16, cât este una singură? Aici este momentul când împarți în... Că ai două segmente de acestea. Astea două sunt 16. Cât au fost la început? Asta întrebarea, problema foarte importantă. 24. 24, excelent. Adică cum ai gândit? Dacă sunt 16, 8 un singur... 16. 8 ori 2, 16. Înseamnă că asta e de 8, asta e de 8. Și asta e tot de 8 și 3 bucăți de 8, 3 ori 8, 24. Cum ți se pare problema acum formulată asta față de problema dinainte? Un pic mai dificilă. Da. Că zic, o treime o dă. Deci m-am bucat asta o dă. Și încă două nuci. Încă două nuci. Adică mușcă din cele două bucăți. Încă două. Deci încă două nuci din ele. Și ce rămâne dă în două. Adică, clar, șapte și șapte și cu două fac nouă. Nu? 7 jumătate de 14 și cu 2, 16. Sunt cele două bucăți. Și atunci, 16 împărțit la 2 fac 8 și 3 ori 8, 24. Este mult mai dificilă problema. Dar cu cine am ales noi de problema asta? Hai să vedem, Mario, cu cine am ales? Cu încă o dată, încă o dată și încă o dată. Citim cu atenție, foarte multă atenție. Cu răbdare problema, până o înțelegem bine, 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 pentru că tentația mare la copii acum este asta, când văd două numere, le adunăm, le scădem, le mulțim, le împărțim. Dar care este rostul operațiilor acela? Nu reușim să pătrundem. Așa, asta a fost o problemă prin mersul înapoi, se cheamă. Da? Metoda mersului înapoi. Adică de la ce știu eu că mi-au rămas? Mi-au rămas acest 3, care era jumătatea, jumătate. Asta înseamnă că și altul pare era tot 3. Și mai adaug unul că s-a mușcat din cele rămăsesele, da? 7. Și aflu jumătatea asta și cealaltă e tot de 7 și iată numărul total 14. Da. După care am exersat, hai să vedem, modificând restul de aici, da, pentru a vedea dacă el a înțeles mecanismul acesta, ne-am convins că am înțeles. Și pe urmă am complicat problema făcând o treime de. Deci, față de ce spuneam cu jumătate, am zis o treime. S-a complicat foarte mult problema. Că rămân cele două bucăți din care mușcă două. Este important să muște două sau patru sau șase. Număr par. Număr par că din fiecare câte o bucățică. Sau opt. Dacă aș fi spus o singură nucă, dăm o singură nucă deoparte, n-ar fi fost corectă problema. Da? Abia când ați dă două nuci deoparte, problema a devenit corectă. Dacă vorbim din ascult, nu va dă 28. Da? Deci, din nou, da, mă bucur mult că vine cu o problemă de aceasta. A fost o invitație, din nou, la ceea ce înseamnă să gândim cu multă atenție problema. Nu, problemele nu sunt la întâmplare date, ci ele ne propun nouă să gândim, să pătrundem în interiorul problemei. Da. Da? Deci aceasta a fost ideea. Ce să spun? O problemă deosebită spune metoda mersului înapoi. Da? Da. Metoda mersului înapoi. Aici. Apoi aici am mai făcut încă ceva, de tot a mers înapoi. Și... Numele consecutive.
Deci nu ne mulțumim să facem problema aceea. Vrem și noi la rândul. După ce am intrat în intimitatea problemei, vrem neapărat să putem face și noi probleme. Să înțelegem că problemele acestea nu sunt făcute de oameni extraterestri, ci de oameni normali care au pus la punct o șmecherie de aceasta și noi spunem, gata, am pătruns în mintea ta. Și te-am descoperit. Și am reușit și am făcut și noi să facem probleme. Ba mai mult, am complicat. Aceasta mă mărturisesc că ar putea să fie o problemă foarte tare dată prin gazetă. Da. Da? Deci când împărțim în trei, rămân două. Și aici când spunem că iau două sau iau patru sau iau șase, deci un număr par. Par. Da? Am putea gândi că, mă rog, împărțim în cinci bucăți. Două cincim și rămân cele trei. Exact. Și acele trei la rândul. Deci, bălțim în trei, dăm două părți, nu știu cui. Problema poate fi complicată. Dar ne mulțumim să ne oprim aici și să putem să ne adresăm tuturor copiilor prin lecțiile noastre. Da? Și formarea unei gândiri corecte este importantă. Că altfel ne ducem pe chestia. Acum am făcut-o. Le-am adunat numerele, le-am scăzut, le-am înmulțit. Dar nu fac operații decât acele care sunt impuse. Da. Bine, la revedere! Să nu uitați de like și aici să vă abonați la Prof. Online. La revedere! La revedere, dragilor!